Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit în Piața Libertății în număr atât de mare pentru a sărbători împreună ziua de 1 decembrie, Ziua Națională a României. Manifestările Zilei Naționale se vor desfășura după următorul program. La ora 12:30 va intra în Piața Libertății primarul municipiului Cherla, însoțit de comandantul garnizoanei de. Va urma un ceremonial militar-religios, finalizat cu defilarea gărzii de onoare și depunerea de coroane la monumentul eroilor neamului. Până la ora 16, cei care doresc au posibilitatea să vizioneze expoziția dedicată ostașului român de la Muzeul de Istorie al municipiului Cherla. De la ora 16 la 17, pe scena din Piața Centrală va avea loc un spectacol dedicat zilei de 1 decembrie, susținut de către artiști din oraș și nu numai. De la ora 17, militari din cadrul garnizoanei de și pompieri din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din Cherla vor efectua o retragere cu torțe pe itinerant. Catedrala Armeanu-Catolică, Monumentul Eroilor Neamului, scena din Piața Centrală, Primăria Municipiului Cherla. Vă mulțumesc! Vă spuneam, bine ați venit în Piața Libertății, locul din care, acum 101 ani, din fața reședinței episcopale, pleca delegația cherleană la Alba Iulia, în frunte cu episcopul Iuliu Hosu, care a și dat citire actului unirii de la Alba Iulia. Act redactat de către Vasile Goldiș, un mare intelectual român de la Arad. Bine ați venit în Piața Libertății, locul în care, acum 101 ani, mai precis la 23 decembrie 1918, intra armata română pentru a stabili ordinea în oraș. Bine ați venit în Piața Libertății, locul în care, în octombrie 1944, revenea armata română pentru a reinstaura administrația vremelnic plecată. Și nu în ultimul rând, bine ați venit în Piața Libertății, locul în care, la 22 decembrie 1989, cetățenii municipiului Cherla, indiferent de naționalitate și confesiune religioasă, au strigat la unison, libertate, libertate. Istoria, magistra vitae, ne spune un vechi dicton latin, dar și locurile. Locurile încărcate de istorie sunt profesori la fel de buni, iar Piața Libertății din Cherla este un asemenea loc. Comandantul garnizoanei Dej, colonelul Cătălin Peșa.
sonează imnul de stat al României. Oficierea serviciului religios. Detașament, drept! Descoperiți! Slavă Sfintei și celei de o ființă și de viață făcătoarei și nedespărțitei treimi, totdeauna, acum și pururia, în vecii vecilor. Amin. Frate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești în toate legile, Vicierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălătuiești într-un noi și ne curățește pe noi de toată închinarea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte Sfântă moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte Sfântă moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte Sfântă moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, preiaptă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Tu este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pacea toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru preasfințitul episcopul nostru Vasile, pentru cinstita preoțime și cea cu Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe
pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașuri și satelor și pentru armata țării Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru orașul acesta, pentru țara noastră și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbeșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei robiți, și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să primească în jertfelul său cel mai presus de ceruri, mulțumirea și rugăciunea noastră de acum a nevrednicilor robilor săi, și cu îndurare să ne miluiască pe noi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră, pe care o aducem cu inimă smerită, pentru binefacerile pe care le-am primit de la dânsul, ci ca o tămâie cu bun miros bineprimită să fie voi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să audă și acum glasul rugăciunii noastre, a nevrednicilor robilor săi și buna cererea credincioșilor săi, totdeauna să o împlinească și să-i îndrepteze spre bine și ca o milostivurea să ne dăruiască binefacere nouă și Sfintei sale biserici și întregului său popor drept credincios, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să izbăvească Sfânta sa biserică, țara aceasta și pe noi toți, de tot necazul România, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Și noi și lui pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Și pentru ca să ne învrednicim noi asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Evanghelie de la Matei citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte, în vremea aceea au ținut sfat farisei ca să-L prindă pe Iisus în cuvânt și au trimis la El pe ucenicii lor împreună cu irodianii zicând: Învățătorule, știm că ești omul adevărului și într-o adevăr înveți calea lui Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor.
Spune-ne deci nouă ce ți se pare, se cuvine să dăm dajdie cesarului sau nu. Iar Iisus, cunoscând viteșugul lor, le-a răspuns: pentru ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul de dajdie. Iar ei au adus un dinar. Atunci le-a zis: al cui e chipul acesta și inscripția de pe el? Răspuns au ei ale cezarului. Atunci a zis lor: dați deci cezarului cele ce sunt ale cezarului, și lui Dumnezeu dați cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Auzind acestea, s-au minunat și lăsându-l, s-au dus. Amin. La grăție, Doamne, slavă ție. Domnului să ne rugăm. Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată bunătatea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la ta îndurare cădem cu frică și cu cutremur, ca niște robi netremnici, spre semn de mulțumire pentru binefacerile tale pe care le-ai arătat poporului tău. Cu milință ne rugăm ție, Doamne al puterilor, căci precum în trecut ne-ai miluit și nu ai depărtat de la noi pronia ta cea dumnezeiască, așa și acum să nu te îndepărtezi de la noi îndurările tale, nici să intri la judecată cu noi, pomenind păcatele noastre, căci de te vei uita la fără de lege, Doamne, Doamne, cine va putea suferi? Nu pentru nedreptățile noastre, ci pentru mila ta cea mare îndrăznim a ne apropia și a ne ruga ție, întărește-ne în credința ta cea sfântă. Încălzește pururea inimile noastre cu focul dragostei către tine și către aproapele. Îndepărtează de la noi tot duhul viclean și necurat, care se împotrivește voinței tale cele prea sfinte și mântuirii noastre. De Doamne, legiuitorilor noștri, spiritul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor spiritul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului tău spiritul lepădării de sine, pe care l-ai dat sfinților tăi ucenici și apostoli când i-ai trimis la lume, în lume la propovăduire. Insuflă ostașilor noștri bărbăția și vitejia cea sfântă a dragostei către Dumnezeu, către aproapele și către țară, și pe noi, pe toți, ne învrednicește a spori în faptele cele bune care fac pe oamenii după chipul și după asemănarea ta. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutorul și îndurările tale asupra țării, asupra lor și asupra țării acesteia, în care se preamărește numele tău. Păzește, Doamne, țara noastră, România, și sfântă biserica ta pe care ai întemeiat-o în ea, ferindu-le de toată întâmplarea cea rea. Ajută-ne cu harul tău, ca întotdeauna cu inimă curată și cu viață neprihănită, să te preamărim pe tine, Dumnezeul cel necuprins de minte și închinat între ipostasuri, Tatăl și Fiul și Spiritul Sfânt, și să strigăm dintr-un adâncul inimii: mărire ție, Dumnezeule, dătătorule de bine în vecii vecilor. Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți, și pentru ale tuturor sfinților,
să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Binecredinciosului popor român de pretutindeni, conducătorilor țării noastre, mai marilor orașelor și ai satelor, și iubitoarei de Hristos armate, binecredincioșilor creștini care sunt de față la această prăzduire, dăruiește-le, Doamne, zile bune și îndelungate, cu viață pașnică, sănătate, mântuire și întru toate bună sporire, iar asupra vrăjmașilor biruință, și îi păzește pe dânsii într-o mulți ani, mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască, mulți ani, la mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce dorit, fine senine și fericire, la mulți ani să Semnificația zilei de 1 decembrie va fi prezentată de către muzeograful Muzeului de Istorie din Gherla, doctorul în izvoare istorice și în arheologie, Franz Ali. Dragi locuitori ai municipiului Gherla, doi. Ne aflăm astăzi într-o zi de mare solemnitate. Este ziua când se celebrează cel mai important eveniment din calendarul istoric al poporului român. Acum exact 101 de ani, în inima Transilvaniei, la Alba Iulia, s-a înfăptuit unirea Transilvaniei cu patria mamă. Momentul 1 decembrie 1918 reprezintă, în istoria poporului român, clipa triumfului idealului național, momentul încununării victorioase a lungului șir de lupte și sacrificii umane și materiale pentru făurirea statului național unitar. În această zi, scria marele istoric Nicolae Iorga, a sosit ceasul pe care îl așteptam de veacuri, pentru care am trăit întreaga noastră viață națională, pentru care am muncit și am scris, am luptat și am gândit. A sosit ceasul în care cerem și noi lumii dreptul de a trăi pentru noi, dreptul de a nu da nimănui ca rob rodul ostenerilor noastre. Organizați în state separate din punct de vedere politic, amenințați mereu de expansiunea vecinilor mai puternici, cu părți din teritoriu anexat de cele trei mari imperii regionale, otoman habsburgic, devenit ulterior austro-ungar, și rus, românii și-au păstrat întotdeauna conștiința că aparțin aceluiași popor, ca aceeași geneză. Această conștiință a unității de neam a românilor a fost consolidată de permanentele și multiplele relații politice, militare, economice și culturale între țările române de-a lungul întregului evenimente. Secolul al XIX-lea, denumit și secolul națiunilor, a adus în spațiul românesc o nouă realitate, cea a națiunii române, în cadrul căreia s-a cristalizat conștiința unității naționale, a conștiinței destinului comun, trecut, prezent și viitor. Desăvârșirea unității naționale a românilor, la sfârșitul primei conflagrații mondiale, trebuie înțeleasă ca o firească împlinire, ca o necesitate istorică impusă de evoluția statului național și de necesitatea desăvârșirii sale și nu ca urmare a efortului militar a României. Nu primul război mondial a creat România mare,
El a fost doar ocazia. România a intrat în război pentru eliberarea provinciilor asupite și pentru întregirea țării, idealul unirii afirmându-se intens prin eforturi, jertfe și eroism. Pe câmpurile de luptă din Transilvania și Dobrogea, ca și pe cele de la Mărășești, Mărăști sau Oituz. Nu o victorie militară a stat la temelia statului național român, ci actul de voință al națiunii române. Sacrificiile ei în campania anilor 1916 și 1917 au fost răsplătite de izbânda idealului național. În condițiile prăbușirii autocrației țariste, urmată de instaurarea regimului comunist și a destrămării monarhiei austro-ungare, precum și afirmării dreptului popoarelor la autodeterminare pe baza principiului naționalității. Se poate spune că Marea Unire din 1918 a fost și rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei românești. Măreția ei stă în faptul că desăvârșirea unității naționale nu este opera niciunui om politic, a niciunui guvern, a niciunui partid. Este fapta istorică a întregii națiuni române, realizată într-un elan țâșnit cu putere din străfundurile conștiinței unității neamului. Un elan controlat de fruntașii politici pentru a-l călăuzi cu inteligență politică remarcabilă spre țelul dorit. Orașul nostru a fost bine reprezentat acum fix 101 ani la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. Pe departe, cea mai însemnată personalitate fiind episcopul Iuliu Hosu. Episcopul Iuliu Hosu s-a numărat printre vorbitorii care au adus la cunoștința mulțimii adunate la Alba Iulia hotărârea Unirii. Astăzi, prin hotărârea noastră, se înfăptuiește România Mare, una și nedespărțită. Rostim fericiți, toți românii de pe plaiuri, ne unim pe vecie cu țara mamă, România. La 101 ani de la Marea Unire, nu ne rămâne decât să credem în continuare în România. Și împreună, nedivizați de dispute etnice, religioase, confesionale sau convingeri politice, să punem umărul la crearea unei Românii sănătoase, din toate punctele de vedere, pe care s-o lăsăm moștenire copiilor noștri. La mulți ani România, la mulți ani români, la mulți ani celor care trăiesc în România, la mulți ani românilor de pretutinde, la mulți ani Gherul. Cu ocazia Zilei Naționale a României, domnul primar al municipiului Gherla, Ioan Neselean, a transmis un mesaj către cetățenii orașului. Doamnelor și domnilor, stimați gherleni, astăzi România face, împlinește 101 ani. Românii de peste tot sărbătoresc astăzi Ziua Națională. Prilește aducerea aminte și de omagierea celor care, de-a lungul istoriei noastre, au luptat cu arma în mână și s-au jertfit viața pentru ca noi să putem fi astăzi aici. Nouă generație de astăzi este mai ușor. Nu trebuie să luptăm cu arma în mână și nu ar trebui ca între noi să ne luptăm nici măcar cu vota, ca să putem lăsa generațiile următoare o Românie cel puțin mai moștenită lor. Aici, în Gherla, am încercat să marcăm Ziua Națională în ultimii ani într-un mod în care să ne facă pe toți să simțim că suntem români. Pentru aceasta am colaborat cu reprezentanții unor instituții care și astăzi sunt alături de noi și le mulțumim. Vreau să mulțumesc reprezentanților Bisericii, Ministerului Apărării Naționale prin Garnizoana din Dej și Ministerul Justiției prin reprezentanții de la Penitenciarul Gherla, Ministerul de Interne, Poliția Națională, Jandarmeria, pompieri militari, pompierii voluntari, fanfara. Tuturor mulțumiri, cinste și onoare domnilor. Noastră tuturor, cei prezenți aici, elenilor de pretutinde, vă doresc sănătate, succes în toate, sărbători fericite la mulți ani. Românilor și României, le dorim cu toții, oriunde ar fi acești români, la mulți ani români, la mulți ani România. Mulțumim domnului primar pentru mesaj. În continuare, urmează defilarea cărzii de onoare. Iotașule!
mai trebuie? Mai trebuie așa. Unu, doi. Drept pentru defilare! Cu onorul spre drept! Drept! Doamnelor și domnilor, Curtea de Onoare, constituită în cinstea Ginei Naționale a României, vă prezintă onorul
Poliției Naționale. Mulțumim detașamentului de onoare și fanfarei garnizoanei Dej. În continuare, centrul de greutate al activităților se mută la monumentul eroilor neamului din Piața Libertății. Thank you.
acum. Primăria municipiului Schema. Polițiștilor de prevenție, Gherla.
Dați-vă siguranță, Gherla! Avocat Alexandru Ceacol. Protopopiatul ortodox Gherla. Și reabilitare Gherla.
Secretariatul Nepăsătorii Gherla.
După masă, la ora 16, va avea loc spectacolul omagial. Vă invităm pe toți, vă mulțumim pentru participare.